Pentru buna desfășurare a examenului de bacalaureat, echipaje de jandarmerie și poliție vor fi prezente în zona unităților de învățământ. Patrulele vor asigura ordine și liniștea publică. Polițiștii și jandarmii vor patrula în zona centrelor de examen, dar vor desfășura activități și pentru combaterea cercetării, vagabondajului sau comerțului ambulant neautorizat. Polițiștii vor acționa și pentru fluidizarea traficului rutier în zona centrelor de examen, în scopul prevenirii accidentelor rutiere și creării ambuteiajelor. Pe timpul desfășurării examenului de bacalaureat, efectivele de jandarmerie vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar de pe raza județului Dâmbovița. Patrule în zona adiacentă unităților de învățământ, în special pe timpul afluirii, defluirii candidaților, dar și a persoanelor care îi însoțesc către centrele de examinare. Polițiștii le recomandă tuturor însoțitorilor candidaților de la bacalaureat, părinți și prieteni să nu lase bunurile nesupravegheate pe bănci sau în spațiul verde. Totodată aceștia trebuie să știe că nu au voie să consume băuturi alcoolice în spațiul public. Dâmbovițenii sunt avertizați să respecte normele rutiere în ceea ce privește oprirea și staționarea în zona unităților de învățământ. Poliția dâmbovițeană transmite tuturor candidaților mult succes la examene. Mare atenție! Încercarea de corupere a membrilor comisiilor de examinare sau de supraveghere constituie infracțiune.